Da, să mergem la În pești. sfârșit, pești. Ei bine, acești nativi se pot simți oarecum abandonați, dar să știți că este doar o impresie, nu sunt abandonați deloc, ei sunt foarte sensibili. Venus este foarte bună cu sufletul lor, inima și cariera în acest moment. Pot lucra la aspectul fizic și la conservarea propriei energii. Își continuă, să știți, starea de revedie și în luna august, cei care sunt artiști. Și asta este comună luna aceasta tuturor semnelor de apă, deoarece Neptun își continuă călătoria prin domiciliu, prin pești, nu doar prin cer, pe cer, ci și prin semnul pe care ei îl stăpânesc. Există o energie luminoasă care se impresoară blând și face să-și exprime respectul pentru cineva sau ceva frecvent. Mulți dintre ei ar putea să se gândească să plece în spații neexplorate mental, dar chiar și fizic acum. Luna august le aduce foarte multe șanse. Vor urma suișuri și coborâșuri în sine, dar tema generală este să se conecteze la iubirea universală și ei o fac cu foarte mare ușurință pentru că ei sunt exponenții generozității, a compasiunii. Asta este foarte bun la ei. Să viseze și să spere, asta este menirea lor. Unele momente aducătoare de sănătate pentru ei pot include petrecerea timpului liber în apropierea surselor de apă, drumeții, activități în natură, pictură, tâmplărie, în sensul de bricolaj prin casă, sculptură mică, yoga, meditația, se ia parte la un program de ecologizare, să zicem, a unei zone. Își pot conserva propria energie cu câteva uleiuri esențiale, cum sunt lavanda și bergamota, cu ajutorul cristalelor, cum sunt aquamarinul, topazul neptunian sau ametistul, și acum vorbesc de ametistul la mov închis, concentrat, să consume ceaiuri revigorante, să fie atenți la aportul de zahăr, deoarece Neptun și Venus pot întinde capcane prin intermediul tentațiilor alimentare de tipul gustărilor și dulciurilor nesănătoase. Asta vis-a-vis de băuturile acidulate și de ce facem bomboanele de pe despre ca și înghețate. Îți povesteam faza cu înghețata care nu s-a topit o săptămână aruncată în plină căldură pe gazon. Deci nu s-a topit. Natural și organic ar putea fi cel mai bun lucru acum pentru ei. Nu este întotdeauna posibil, dar pot să-și creeze acest debușeu, Da, mai ca să avem în zic jur de așa. 3 minute.